Uitați-vă aici, ce am în shop. Deci fiți atenți, ce am în shop. Fucking Mega Knight. No, salutare, fraților, ce faceți? Scaru și astăzi revenim cu un episod nou de Top 3 Decks, dar va fi un episod puțin mai diferit în care vreau să vorbim despre unele chestii și deja încep să vorbesc prea repede și parcă deja aud comentarii: "Bă, Scaru, de ce vorbești așa repede? Scaru, vorbește mai încet, că nu înțeleg nimic." Bine, încerc să vorbesc puțin mai încet. Încerc, nu promit nimic, da? Hai să deschidem fricea asta pentru început. Bun, și dăm blană cu top 3 decks, dar primul deck de astăzi, hai că vă prezint direct primul deck de astăzi. Bun, de la deck-uri, ăsta e primul deck de astăzi care vine de la fratele Davida și se numește deck Mortar Tâmpit. Și bineînțeles avem Mortarul aici ca și carte principală, drăguță, simpatică. Avem un Knight, avem un Electro Wizard, Ice Spirit, Zap, Racheta, Arrows și Scheletuți. Pare un deck destul de interesant, adică Mortarul ai destul de cancer. După cum vedeți, am doar 5000 gold, nu am gold să fac upgrade la toate astea nici pe aproape. Adică numai astea 3 cărți m-ar costa undeva la 12000 gold și nu mai am gold, i-am cheltuit pe tăți. Avem suficiente spell-uri, pare interesant, adică bun, ce vreau să vorbesc cu voi? Bun, de astăzi înainte, am zis bun deja de 3 ori, băi, Scaru, liniștește-te. Așa, de astăzi înainte, vreau să mă joc top 3 deck, să vă implic pe voi și mai mult. Și ce spun prin asta? O să vă las linkul meu de request de friends în descriere, gen, dacă voi intrați la mine în descriere la video, dați un click pe linkul care vi las eu acolo, o să fie un link, prin care voi îmi dați mie friend request și eu când voi filma de acum încolo, fiindcă am ajuns în arena 10, gen, am numai 3100 de trofee. Ideea este că la top 3 decks eu pierd de obicei meciurile, fiindcă evident sunt deck-uri care eu n-am mai jucat, deck-uri de troll unele, știi, care mi le dați voi mie. Și m-am gândit să vă implic pe voi și mai mult. Mă joc cu deck-urile voastre, pun titlul deck-ului vostru în titlul videoului, gen, și vreau să mă și joc contra voastră. Și de aia eu vă dau friend request. Dacă mă prindeți pe mine online, poate mă nimeriți când filmez, dacă voi îmi dați 1v1 battle, la țineți cont, doar 1v1 battles, că eu doar 1v1 joc cu deck-urile voastre. Poate pe viitor o să facem și o serie, o ediție de 2v2, vedem noi asta pe viitor. Dacă voi îmi dați 1v1 battle, eu voi accepta gen battle-ul și voi filma cu deck-ul respectiv, știți, pentru episodul din ziua respectivă. Mama, am dat din mâini, zici că-s ceva, nu știți că lăutar. Bun, hai să-i dăm drumul, fraților. Acum eu le-am spus la băieți deja pe clan, astăzi voi face doar cu băieții din clan, fiindcă evident nu v-am anunțat, dar acum vă anunț. Altă chestie care vreau să vă spun este că, băi, fraților, vreau să vă mulțumesc, adică am ajuns la 5k subs, am făcut în ultima lună, în ultimele 28 de zile, am făcut peste 3000 de abonați, nu știu câți, 3100, 2, 300, nu știu exact, dar holy fucking shit, deci gândiți-vă așa numai ce mult înseamnă asta pentru mine, da? În 2 luni de YouTube am făcut undeva la 2000 de abonați, iar acum în a treia lună am făcut 3000, gen, plus încă 3000 de abonați, și de la 1000 de abonați pe lună, am sărit la 3000, știi, gen, e huge, e lad, nu știu, mie mi se pare ceva fucking genial. Și vreau să vă mulțumesc că, practic, datorită vouă am ajuns la 3000 de abonați, pentru că, până la urmă, voi dați subscribe, voi veniți la Scaru și, bă, ce fața, aia mă ia de aici un subscribe, un like, o vrăjeală, știi? Da, deci pe mine like-urile, subscribe-urile, subscribe-ul vostru, practic, și share-urile mă ajută foarte fucking mult. Dacă dați și voi share-uri pe Facebook, în diferite grupuri, că le știți voi, le arătați la prieteni, bă, fii atent ce face fraierul ăsta. Bun, hai să nu mai pălăvârgim atâta, mersi încă o dată, fraților, și hai să dăm blană cu deck-urile, cu battle-urile mai exact. Deci primul deck vine, cum v-am zis, de la fratele Davida, în caz că nu i-am menționat numele până acum, da? Și se numește Mortar Tâmpit. No, bun, hai să vedem ce știe deck-ul fratelui Davida. Dăm puțin muzica mai încet. Așa, că parcă simțeam eu că era prea tare, nu sigur, dar simțeam eu că era prea tare. Bun, n-am nicio idee ce să fac cu deck-ul ăsta, așa că pun niște scheletuțe aici, să vedem ce Dumnezeu se întâmplă. Ok, are mineruțul. Hai să-l înghețăm pe fraieruțul, mineruțul. Îi punem un mortăruțul? Îi punem mortarul, că avem un Electro Wizard aici de nevoie. Hai că ăsta nu dă prea mult damage, de-aia am decis să-l ignor. Oh my god, noroc că avem Electro Wizard să-i dăm la fraier. Îngheala! I-a dat cam mult damage, sincer. Ia de acolo și un Knight-uț. Hai tu, nu da în Electro, ăla-i. Dar tot ne-a murit fraierul. Whoops. Băi, asta nu e de bine, dar eu zic că ne descurcăm. Adică am dat ceva damage. Hai să-l înghețăm. Pe ăla, punem și mortar, nu mai punem, nu știu ce să fac exact. Îi dăm zap, hai că dăm un zap la ăsta, lăsăm să dea puțin. Îi dăm un zap să nu dea prea mult damage, punem mortarul și pregătim knight-ul în caz că își pune el ceva să ne bată. Băi, mortarul la cât o stat acolo, adică foarte puțin timp, o dat ce, hai bă, că până l-am pus pe ăsta deja mi l-a bătut aproape. O dat ceva damage, deci nu mă pot plânge, uite-te, dă 200 pe bucată, ceva de genul, nu e rău. Ne batem cu fratele Supercell din clan.
Eu le-am spus la băieți, băi, vedeți că urmează să filmez și dacă voi vreți să apăreți în video, gen să mă ajutați pe mine să filmez, fiți pe fază, numai că o să vă dau eu request și le-am rugat să nu dea aceeași persoană battle cu mine de mai multe ori, știi, fiindcă vreau să mă joc cu oameni diferiți, să practic să aibă toată lumea o șansă egală între ghile. Uai, dacă era mai... Da, cred că îl bat, cum să nu-l bat, îi dă mare rachetă. Nice! Băi, deci nu vine să cred, omul are 3100 de trofee. Probabil ce îl trolează, că să fim serioși, știe că mă joc cu decuri de ale voastre, care unele sunt troll, și poate ce o zice, aia bă, că nu le-au pe ăsta în serios, să-l luăm la mișto, așa că e prea easy oricum. Hai să punem mortarul mai într-o parte și el își pune Inferno Dragon, că știm deja mișcarea lui. Hai frate, unde ții Inferno Dragon-ul? Ăla-i. Easy peasy, lemon squeezy, dă mare damage, perfect, știam. Boom, am fost pe fază, nicio problemă. Aici își pune Nightwitch-ul, evident. Deja ne-am învățat, ăsta e răspunsul lui pentru ce fac eu, știi? E drăguț. Opa, am dat primul turn. Easy peasy, 40 de secunde left. Trebuie doar să ne apărăm. Ok, uite, pe aia nu i-am anticipat pe aia. Hai să-i dăm o mare rachetuță. Nice. The rocket, the value. Oh my god, ce prost am pus Electro-ul ăla. L-am pus prost fiindcă Nightwitch-ul ăla, da, mi l-a exterminat instant. Fără drept de apel, mi l-a jupuit. Hai tu, dă-i în ăsta, așa, îi dăm și cu Zap? Hai că dăm și cu Zap. Buf. Așa, hai că și-o resetat target-ul oarecum. Ba, nu și-l-o resetat. Ia cu Electro. Electro-ul ține foarte bine. Electro și Hog-ul, de exemplu. Dacă îi Hog-ul pe turn și doar ok, doar Electro-ul e acolo, Electro-ul ține foarte, foarte, foarte bine pe Hog, fraților. Hai că dăm o rachetă totuși, că scoatem value mare. Nu, dar în turn. Mi l-a luat? Da, mi l-a luat. Ai de capul meu, mai era o secundă, fraților. Jesus. O fucking secundă, bun. Punem un Electro Wizard aici. O să apere destul de bine și hai să dăm blană direct cu un mortar. Oai, dar mortarul o să dea în ăștia alții, așa-i? Presimt e scarul că mortarul o să dea în cine nu trebuie. Și așa nu e drăguț. Oa, uite, cu dat în ăsta, nice. Dăm și cu un Electro? O, dăm și un Electro, frate, că dă bine, uite, Knight-ul rezistă, blană. Hai că a mers ok. O, aici era să dau un mare fail cu Electro, cu mortarul, lăsa să-l pun la el pe teritoriu, la el pe jumate. Tu, lasă-mi tu mortarul în pace, aceeași mișcare de fiecare dată. Come on, dude. Na cu scheletuții, ia cu Knight-ul. Knight-ule, du-te bate-i, te rog. Ia cu Electro să-l bată pe Freyrel și ia cu mortar, frate. Băi, cred că aveam șanse să câștig meciul ăsta dacă... dacă nu-mi dădea omul turnul. Gen, trebuia să-l bat eu la limită, să-i dau eu turnul fără ca el să-mi-l dea. Aș putea să-i spamez rachete. Problema este că dacă el își pune barbari, eu nu mai am ce răspuns să le dau la bărbărei, știi? Și bărbărește, este scary, mă sperie pe mine. Pune mai spirit că deja știm că o să pune el ceva pe aici așa mai netrebnic. O mișcare, uai, acum dăm turnul, fiate, mai dai o bucată. Hai cu, își pune, uai, cred că își pune Elite Barbu acolo, nu și-o pus. Nașpa. Knight-ule, nu cred că mi-a omorât Ice Spirit-ul, vai ce urât l-am pus. 800 viață, băi, cam nasoliches. Și mai avem un minut 25, cred că pierdem asta. Aș putea să-i dau două rachete, practic. Da, păi eu știu acum. Îi practic acum, îi da, na. Ok, ăsta o să ne... 600 viață. Zap din spell-uri nu m-al bate. Uai, dar mă bate el pe mine. M-a bătut, fii atent. Jesus, atât de strâns. Holy shit, mă enervez la ăsta. Băi, sper că muzica, din câte văd, când e prea tare, când e prea încet muzica, eu sper să, nu știu, sper să se audă ok. Bun, fraților, ăsta a fost primul match cu deck-ul fratelui David, care, surprinzător, a mers decent, chiar a mers decent. Bun, deck-ul următor, de pe ziua de astăzi, al doilea deck ar fi de la fratele Neos Mobiles, care zice așa, băi, Scaro, deck-ul ăsta se numește frații lui Scaro, da, pentru că avem atâția scheleți, știți, Scaro, Scarmi, scheleți, frați, chestii, ați înțeles voi ideea. Și avem așa, Scarmi, bineînțeles, Giant Skeleton, care așa mă mâncă să-i fac un upgrade, dar 4000 după aia nu mai am să-i fac nimănui upgrade. Avem Bomberul, avem Balonul, Freeze-ul, Rage-ul, Tombstone-ul și Skeletonii. Deci avem o grămadă de scheletoni. Nu știu dacă mai exista, mai existau alți scheleți, mai erau scheleții aia cu sulițe, aia cu shield și suliță. Putea să-i mai bage și în loc de, nu știu, Rage sau Freeze, de exemplu. Băi, deck-ul ăsta e... nu știu ce să zic. Nu se poate apăra pe aer. Dacă tipul care ne batem acum are o grămadă de cărți aeriene, suntem... Salut. Hai să-i dăm blană. Bun, ne batem cu fratele Teo, 2700 de trofee. Hai să vedem, poate ne ia mai ușor. Oricum, deck-ul ăsta cred că e mai slab decât deck-ul trecut. Contează, după cum bine știți, contează foarte mult ce deck
are oponentul nostru, că dacă are un deck perfect făcut, construit, astfel încât, oh my god, să ne bată deck-ul nostru, e foarte fucking grav, vai cât damage mi-a dat, dar măcar scheletuția dau o grămadă de damage, frate. Bun, ce să facem aici? Hai că facem, uite așa, o combinație de asta nesăbuită, no, fii atent, double trouble, ok, hai că ăsta o să moară, din păcate, ia de acolo cu rage, ia cu rage, tătică, du-te balonule și rupe turnul ăla. O să dea, dacă mai dă o bucată, e blană, încă una. Ăla-i, Rip Tower, am înțeles. Asta n-are ce să facă mare brânză. Bun. Un push, o ignorat scheletul. Bine, nu știa care, cam și balonul. Well played, să zicem. Da, bă, fraților, eu seria asta de top 3 decks, știu că am tot zis că o fac zilnic, că nu știu ce. Am crescut puțin în arenă și după am zis că, bă, eu n-aș mai vrea să o fac, că, no, pâlămă, știi. Nu vreau să-mi pierd de trofele, eu mă chinui acolo, muncesc, știi, bă, hai că ajung în arenă, chestii de genul. Ce-a fost cu zepul ăla? Ce-a fost cu zepul ăla, dude? Ups, chiar că ups, să-mi bag una dacă nu a fost un mare ups ăla. Nice fireball, a fost ok, dar nu prea a luat mare value, adică a dat puțin damage, știi? Bun, că vă ziceam, cu seria asta de top 3 decks, da? Și după mi-o căcat mie mintea că, bă, cum să fac eu să interacționez și mai mult cu voi? Păi foarte fucking simplu, nu? Pot pur și simplu să mă și bat contra voastră. De ce să mă bat contra oponent, să pierd eu trofee, când pot să mă bat contra voastră? Și așa, cum să spun, dacă nu vă aleg deck-ul vostru, poate apuc să mă bat contra voastră, știi? Și cumva tot iese ok, zic eu. Ia uite, freeze power cu rage și balon. Buf, încă una și happy. Buf, am înțeles, gata. Scaro este un happy man. Băi, îmi place deck-ul ăsta, holy shit, nu vine să cred, dar chiar îmi place deck-ul. Mai repede, ăla, m-a emoționat. Băi, cu scheleții vreau doar să-l bat pe magician și sunt happy, perfect, hai că a ieșit bine. Așa zic eu. Așa, hai că e ok, na cu balonul. N-am folosit tombstone-ul absolut deloc, Jesus. Nu vine să cred, hai că pregătim cu freeze, dacă dă ceva dăm freeze. No, freeze. Na, de acolo. Ai, dar dă regele. E ok. Bai, n-apucă bomba. Dar oricum cred că îl batem. Adică mai avem 38 de secunde și turnul ăla e cam rip. Cam rip, cum s-ar zice. Ia de acolo balon, frate. Ce-i faci la balon, ha? Stare curios. Ce-i face omul la balon? Ia de acolo tombstone, că am auzit că-ți place. Dă-i în balon, frăție. Nu-i dau rage, nu mai rost. Te-aș fi dat freeze dacă aveam. Dă-i una. Ah, atât de aproape. Oh, nice damage. Bun, hai să-l punem pe ăla și dăm bomberul, că ăsta dă damage foarte mare, fucking AOE. Ar trebui să-mi mai zic fucking, că, no, PLM, îmi iau mare, nu știu, cine știe, poate îmi iau mare strike-uri, chestii. Bine, pe înjurături nu ți-ai strike-uri, doar știu că nu ți-s monetizate video, am pus scheleția complet random, că m-am luat cu vorba. Match over. Easy fucking game. Deck-ul fratelui Neos Mobile, care se numește Frații lui Scaro, e genial. Asta o să fie și titlul videoului. Gen, nu știu, sună o chestie tare, știi? Top 3 decks frații lui Scaro. Sună bine, hai să donăm aici puțin și să vă prezint următorul deck. Bun, fraților, următorul deck vine de la fratele Lorin Tornada, care se numește Mama Mare. Da, știu, Mama Mare, presupun, datorită acestei pecuțe frumoase, care e cea mai mare carte a mea, practic e prima epică care o pot face de level 5. Și chiar ziceam că, băi, foarte easy, o fac de level 5, nu? Dar, mare fucking problemă, nu am 8000 gold, nu știu ce am făcut cu ei, uitați-vă aici ce am în shop, deci fiți atenți ce am în shop. Fucking Mega Knight și e un an gold. Am avut gold, mi-am cumpărat de două ori ofertă de 100.000 gold, de două ori am cumpărat oferta aia și eu fac ce fac și tot n-am gold, frate. Nu înțeleg cum se întâmplă, eu totdeauna când văd cărți aici, totdeauna cumpăr câte una, mai ales epice, că mi se pare 1000 gold, pe o epică mi se pare worth, chiar dacă, uite, eu aveam 0 din 20, acum am una din 20, nu contează, 1000 gold pe o epică mie mi se pare ok. Și uite, de astea, când am 2 gold, cumpăr vreo 10, frate, că nu-i foarte mult gold, mi se pare ieftine, adică, cred că-ți scoți banii dacă donezi cărțile astea, dacă m-am cumpărat eu 10 arcașe, cred că dacă le donezi, scot mai mulți bani, deci ar fi worth, teoretic, dar un Mega Knight... Holy shit, așa l-aș vrea. Altă chestie, fraților, înainte să dăm cu ultimul match, vreau să vă arăt aici ce cărți nu am. Deci, de când am mai jucat noi, de la ultimul top 3 decks, aveam 3 legendare la ultimul top 3 decks, plus o grămadă de cărți care le miseau. Deci, fiți atenți, în o săptămână sau două, nu știu de când am făcut, acum 2 săptămâni, cred că am făcut ultimul episod top 3 decks, uitați ce cărți îmi lisesc. Astea sunt singurele care nu le am. Miner, Log, Bandita, Graveyard și Mega Knight, bineînțeles că e nou. Deci, practic, în afară de Mega Knight, ar fi 4 legendare care le lipsesc. Mega Knight-ul l-am pus pentru că e legendară nouă, știi ce, e destul de normal să nu am. Bun. Și în rest, uitați aici câte legendare am făcut, fratura. Am chiar și legendare de level 2. Am avut un noroc la legendare de la ultimul episod de Top 3 Decks, maxim. Probabil cei care mă urmăriți pe stream-uri știți ce s-a întâmplat și cum și când. Avem un Inferno Dragon de level 2 și avem un Ice Wizard de level 2. Pe lângă prințesa care am cumpărat-o, ce mai avem aici? Night Witch, care l-am găsit, dacă nu mă înșel. Da.
Lava Hound, în fine, asta l-aveam oricum dinainte. Bun, fraților, hai să-i dăm blană cu ultimul deck care vi l-am prezentat, nu? De la fratele Lorin Tornada, care se numește Mama Mare și constă în Lightning, Goblin, Minion, P.K., Goblin Barrel, Goblin Gang, Electro Wizard și Zap. Un deck similar, cu un deck similar am ajuns eu până prin Arena 8, cred, nici nu mai știu. Știu că prin Arena 7, 8, 9 am tot schimbat destul de multe deck-uri. Cel mai mult m-am jucat cu deck-ul despre care am făcut și video la mine pe canal, puteți să-l vedeți în urmă, deck pentru Arena 8, ceva de genul se numește. Bun, hai să vedem ce știe deck-ul ăsta, fratele. Hai să vedem. Friendly, boom, easy game, easy life. N-am ce face la balon plus freeze, adevărat, era cancer. Balon, rage și freeze e fucking cancer, fraților. Sunt curios dacă aș reuși să-i dau măcar... Nu mă... Ce? Am lag! Ce e asta? What the fuck se întâmplă? Cum căcat? Îmi zice că n-am... Fii atent, îmi zice că n-am Wi-Fi și mă joc de pe calculator cu cablu în PLM care intră direct în PC și am fucking gigabit. Jesus! S-a oprit și muzica, nu? Nu s-a oprit muzica, frate. Bun, hai că am înțeles. M-am distrat. Da, uite unde am ajuns. What the fuck s-a întâmplat? Am înțeles. Hai că a fost frumos. Da. Mare problemă, fraților. Când am ajuns la deck-ul lui Neos Mobile, băi, direct, nu știu, mi-a picat netul. Mi-a dat Dumnezeu, nu știu. Băi, nu trebuie să câștigi, ce faci? N-am nicio idee ce s-a întâmplat. Ăștia sunt haterii, frate. Au dat, se gândeau toți haterii așa. Băi, Scaro, fai ce căcat, ce prost, ce... Și mi-a picat netul, frate, în Clash. Asta este, se întâmplă. Îi dăm iar încă un match, că trebuie să vedem ce știe omul. Să vedem ce, cum merge decul ăsta. Dă să-i dăm battle. Uai, era să dau battle normal. Dă să-i dăm battle pe clan. M-am plâns aici puțin pe clan. Bă, mi-a picat netul, nu știu ce să fac. Hai să vedem cu cine ne luptăm. Cu cine ne duelăm, cu cine avem onoarea. Cu războinicul, 2300 trofee. Băi, e o diferență de 1300 de trofee între ultimii oponenți. Eu zic că nu e chiar atât de rău. Hai să vedem. Dăm cu Goblin Gang direct, boom, și Goblin Barrel pe cealaltă parte. Fii atent să luăm prin surprindere, să nu știe ce lovește, mă. Acum e tot confu... ok, hai că omul cam știu ce l-a lovit. Acum întrebarea e, știe Scaro ce o să lovească? Am șanse să-l bat pe fratele războinicu, așa zic eu. Pentru simplu fapt că are destule ok, stai să ne gândim. Băi, pun P.K. că pentru fraierul de Sparky am Electro Wizard-ul și asta și fac, țin Electro Wizard-ul. Interesant, am și minionii să-l rupă puțin, să pun minionii. Mă risc? Nu mă risc, frate, nu-mi permit să mă risc. Ia de acolo. Boom. Ok, shit. Vai, de s-ar... Fai, ce... Dă-i mă, dă-i repede cu bzut. Dă-i bzut, ăla-i, i-o da bzut. Vai cât de bine a ieșit, i-o da și cu bzutul. Oh my, dă-i... Băi, ce câte ai, frate? Frate, come on. Ui la ele, l-are două turnuri de alea. Eu am dat cu bzutul și... Uai, era să dau lightning în gol. Oricum, am dat destul de mult damage, aparent, deci eu sunt happy. Are wizard ceva? Am dat Goblin Barrel-ul cam prostuț. Ok, hai că aparent match-ul ăsta nu va fi foarte dificil. Doamne ajută-ne. Na de acolo. Nu știu ce să mai dăm aici. Ia de aici și dăm cu Electro Wizard pe balon. Că Electro Wizard-ul face treabă extraordinară contra baloane. Ui cum îl ține pe loc. Nu da. Așa, nu apucă să dea nicio bucată. Ceea ce mă face pe mine foarte, foarte fericit. Cu accent, știi, nu mă face fericit, mă face fericit. Cu accent de francez. Uai, dar ce șoia ăla în freză. Jesus, ia de acolo cu pecuță. Ia cu lightning zuțu. Oh my days, ce ai făcut? Jesus, cum a fost asta? Da, nu a avut deck, vezi? Asta ziceam, când oponentul ori are deck foarte potrivit să te bată pe tine, ori are un deck foarte nepotrivit contra ta, cum s-a întâmplat aici de față cu fratele războinicu. Pur și simplu am avut răspuns la orice mi-a dat el, eu am avut counter și ce să și faci? Omul probabil a și renunțat, nici nu mai... Adevărul e că nu prea mai avea ce să facă. Aveam Ditai P.K. Vai, dacă era și P.K. de level 5, era atât de dureroasă bucata aia. Bun, cam asta a fost, fraților, cu episodul ăsta de top 3 decks, de să donăm. Perfect. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat like-uri, share-uri, că mi-ați trimis, mi-ați lăsat comentarii cu deck-urile voastre. Aceeași chestie vreau să vă cer și acum. Vă mai arăt odată ce cărți îmi lipsesc. Vă arăt în video. Deci dacă vreți să faceți deck-uri, îmi lăsați în comentarii, dacă vreți să vă apară deck-ul vostru în următorul video, îmi lăsați în comentarii deck-uri formate din toate cărțile, în afară din ce cărți vreți voi, pardon,
În afară de cărțile, ups, astea 5 de aici, care sunt 5 legendare, în rest am toate cărțile. Acum că le-am de level mare sau mic, eu nu am cărți de level mare în primul rând, deci cărțile vor fi automat de level mic. Și nu uitați, vă uitați și prin comentarii, să dați și voi un like dacă lasă cineva un deck interesant și ziceți, băi, ce tare e deck-ul ăla. Nu uitați să lăsați un like, fraților. Dați și voi un share la video dacă vreți să fie cât mai multă lume, știți, să strângem cât mai multe like-uri și la video și la deck-uri, să știm exact că acum deck-urile sunt destul de strânse, știți? De exemplu, două deck-uri, un deck poate are 5 like-uri, unul are 6 like-uri, știți? Și poate încă două cu 5 like-uri și unul cu 4, știți? Să nu fie atât de dificil să alegem deck-urile din comentarii. Bun, fraților, eu am fost Caro, mersi că v-ați uitat și ne vedem data viitoare. Pa, pa!